Salutare, dragile mele! La Avon, luna martie, am dedicat-o iubirii de sine. Iar pentru mine, asta se traduce în nenumărate feluri. Adică de la escapade la munte ad hoc, hotărâte cu prietenele, până la îngrijirea intensivă a pielii, despre care chiar aș vrea să vă vorbesc în câteva episoade. Astăzi aș vrea însă să discutăm despre un produs pe care eu cred că ar trebui să-l introducem în rutina de îngrijire zi de zi, în funcție de nevoile tenului tău, desigur. Despre ser. Primul lucru pe care trebuie să-l știi despre seruri este că se aplică întotdeauna pe pielea perfect curată, după demachiere și înainte de crema hidratantă. Iată câteva dintre serurile absolut spectaculoase pe care eu le-am încercat și pe care pariez. Serul A New Youth Maximizing cu tetrapeptide are o formulă ușoară, asemănătoare cu un gel și se absorbe foarte rapid în piele. Îmi lasă pielea absolut radiantă, mai fermă și elastică. Așa că dacă ești în căutarea unui ser lejer care să-ți netezească instant ridurile fine și să-ți hidrateze pielea, ei bine, eu cred că New Youth Maximizing este serul pentru tine. Se aplică dimineața și seara, masând pe față și neapărat pe gât, evitând zona ochilor. A New Clinical cu acid hialuronic. Acesta este un ser cu o formulă ușor mai viscoasă. Se absorbe rapid în piele și lasă pielea fină, ușor umedă și hidratată în profunzime. Acidul hialuronic, să știți că se găsește în mod natural în piele, însă, din păcate, după ce trecem de pragul de 26 de ani, producția de acid hialuronic scade considerabil. Așadar, eu una am toate motivele să-mi ajut pielea să se bucure de acest ingredient esențial pentru sănătatea ei. Se folosește dimineața și seara sub crema ta favorită. La capitolul seruri mai intense, A New Clinical cu retinol. Acesta este un ser cu o formulă ușor mai cremoasă, însă extrem de fină. Eu una folosesc 4-5 pompițe, îndeajuns pentru a-l aplica uniform pe întreaga față, dar și pe gât. Evit zona sensibilă a ochilor, deoarece vorbim de un ingredient activ destul de puternic. Îmi plac enorm rezultatele acestui ser împotriva ridurilor fine de pe frunte, de exemplu. Dar, dacă ai o piele sensibilă, ar trebui să-l folosești doar de câteva ori pe săptămână, întotdeauna însoțit de o cremă foarte hidratantă. Aplicat dimineața, are nevoie neapărat de o cremă cu protecție solară, să știți. Nu e niciun secret că serul cu vitamina C este în topul produselor mele preferate. Este printre cele mai eficiente produse pe care eu una le-am întâlnit în tratarea petelor pigmentare. Cred că știți că am căutat mereu produse cu un conținut ridicat de vitamina C pentru că oferă instant luminozitate și au un efect splendid antioxidant, încetinind în felul ăsta considerabil îmbătrânirea pielii. Așadar, nu știu, eu dacă aș fi în locul tău, m-aș asigura că am în trusă cel puțin un produs cu vitamina C. Asemenea serului cu retinol, acesta trebuie însoțit neapărat cu o cremă cu protecție solară. Dacă nu te poți hotărî între o formulă gel și una cremoasă, îți recomand elixirul A New Ultimate Supreme. Combină formulele intens hidratante și cele active de reducere a ridurilor. Aplic câteva pompițe în palmă și amestec cele două formule înainte de a le masa pe tenul curat. Miroase incredibil și simt că înhrănește pielea în atât de multe feluri, încât dacă aș avea de luat un singur produs de îngrijire pe o insulă pustie, cu siguranță acesta ar fi. Pentru că are o formulă care nu se absorbe imediat, îmi place să stimulez absorbția cu un accesoriu pentru masaj facial. Iar dacă îți dorești să-ți îmbraci pielea într-o textură de catifea, alege gelul infuzat cu ulei A New Multi-Performance Silkened. Are o formulă ușor uleioasă, adică e pretextul ideal pentru un masaj facial lung, în timp ce mă uit la un film bun. Asta a fost tot. Sper din tot sufletul că experiențele pe care le-am împărtășit te-au ajutat să identifici serul care ți se potrivește. Ne revedem curând într-un nou episod în care aș vrea să vorbim neapărat despre măști, favoritele mele. Te îmbrățișez cu drag și nu ezita să ne scrii absolut orice întrebare ai legată de îngrijirea tenului. Pe curând!